Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. L'Italia se d'orgoglio. Antonio, ben arrivato. Grazie, buonasera. Che parli italiano e la cosa mi riempie di gioia. Anche bene. Io parlo italiano. Ma non lo so, ma tu mi sei antipatico quando parli italiano. Ma anche io parlo italiano. V-ați traduit foarte mult, dar la nivelul de gusturi, totdeauna jurizez cu gustul tău personal. Și dacă cumva vei super, vei ofensez, nu vei superați pe mine, eu am jurizat cu gustul meu personal. De la care începem? De unde vrei? De la ultimul. De la două puncte? Da. Două să fie atunci. De fiecare dată când pune cineva mâna pe tigaia neagră, mă pierd, pentru că am luat trei ticăi negre până acum. Și nu mai vreau. Nu vreau să ies tot cu tigaia neagră. Asta l-am dat la Vitello Donato. Alto? Da. Mi-a și spus. Știu, la Orlando mănânc. Îmi place ce mănânc. Cum te-ai ieșit așa de sărat? S-a întâmplat. Și carne, nu mi se părea că era făcut din mâna ta. Eu am făcut. Am înnebunit. De rușinea lui nu am zis, de ce tigaia neagră? Este foarte bun, e ceea ce trebuie, este gândirea mea, e tehnica mea acolo. Tu ești unul dintre cei mai mari specialiști în carne care îl cunosc în România. Vă mulțumesc și apreciez. Iartă-mă! Vă rog! Asta vă e, rog. Dați-i, vă rog. Dacă... Bine, vă după două amulete. Am tăcut din respect față de Antonio. Probabil dacă eram într-o altă fază a competiției, explodam. Nu, nu este o farfurie de doi. Tigaia numărul 3. L-am dat la un raviolo mare cu galbanuș de ou. A meu. Mamă, l-am văzut pe Richard. Ideea era bestială, tot foarte echilibrat. Dar când tu, la o bucățică atât, spargi un galbanuș, galbanușul aia de ou aplatizează tot. Asta am avut eu ca și senzația. Repet, gustul meu personal, ca și tehnică de produs, incredibilă. Felicitarele maxime. Eu vreau să zic numai că respect opiniunea. Farfuria am făcut-o ca să omagez un restaurant cu 2 stele Michelin din 40 de ani. Este o farfurie care a schimbat bucătăria italiană în toată lumea. Am avut onoarea să muncesc cu șeful, care a fost unul dintre cei mai buni șef din Italia, și chiar așa se pune gâlbenușul, așa sunt proporțiile și nu e important punctul care am luat, dar era un mesaj, e farfuria cea mai copiată de lume și unica lume cu marchiu registrat pe farfurie. Și sunt tare mândru de ea. Mă bucur, bravo! Nu am comentat nicio jurizare, nu nici pe amulete, am luat votul și gata. De aici vorbim de o farfurie care o încerca să atingă perfecțiunea, să se ducă la obsesiune, să fie ceva care a făcut istoria. N-am avut posibilitatea să-l gust, dar știu cum arată. Și nu arată așa. Sper să te duci să o degusti, că este de mâncat odată în viață pentru toată lumea. Eu l-am degustat aici, nu l-a cumpărat niciodată. Mi s-a părut răutăcios comentariul la adresa lui Richard când a spus că el n-ar plăti pe această farfurie. Îți spun foarte direct. Nu se cumpără. Cumpăr în sensul că mă duc să cheltuiesc banii să mănânc farfuria asta. 60 de euro costă. Poate să costă și 200 de euro. Dar nu-i prețul, nu-i prețul. Cu Dachircea, nu mi-a plăcut, n-am înțeles-o, 3 puncte. Nu s-a întâmplat nimica. Dar când tu îmi spui, n-aș cumpra niciodată în viața mea farfuria asta, come on, dar nu este nevoie să zici așa. Pentru respect la familia aia care o câștigat toate premiile imaginabile în lume pentru tradiție, pentru tot ce posibil ăștia au făcut. O familie întreagă. Și tu zici, n-aș cumpra niciodată farfuria asta? Mie de restaurant de 2, de 3, de 4, de 20.000 de stele Michelin, nu mă interesează. Pe noi ne cam interesează, pentru că suntem la un show culinar. Bănuiam că nu vă interesează. Farfuria asta e făcută de un om care are 2 stele Michelin de 40 de ani și toți știm cât e de greu să ai steaua asta, că toți vreau steaua și niciunul nu are. Asta e adevărul. Steaua Michelin pentru bucătar este cel mai mare vis din lume. E un Oscar. Un actor care nu vrea Oscar trebuie să schimbe meseria. Sper să nu audă șeful ăsta, că îmi pare rău că am făcut farfuria care a schimbat cultura mondială în Italia și îmi se sparge inima să aud că ouă în raviolo, care... Eu cred că tu
Mi se sparge inima, că astea nu sunt farfuriile eu mele. Eu cred că tu te gândești că eu sunt din România. Aveți accentul italian, care nu mă face să zic că ești român. Dar eu trebuie să spun chestia asta. Eu am dubii mei. Probabil a schimbat Italia din punctul de vedere ristorante de stele Michelin. Dar, ripet, eu gândesc cu capul meu, nu gândesc cu capul alții. Eu nu accept ce vine de la alții. Nu vreau să par arogant, este o persoană care are și în vârstă de mine, dar chiar să nu fiu înțeles de un bucătar italian, dar nu pentru punctaj, repet, nu-i punctajul problema. Îl înțeleg. În locul lui, aș fi reacționat puțin mai rău. Văd cumva și atitudinea lui Antonio, care nu poate cumva în defensivă să, ok, este părerea mea, el chiar își susține părerea și devine din ce în ce mai incisiv. Și dacă este un emblemă, dacă farfuria respectivă are o problemuță în ea, trebuie să-l corectăm. Adică, în momentul în care am spart ou, am simțit numai gustul de galbanuș. Și nu farfuria vreau să mă nu are nicio problemuță, așa este. Asta e proporția. E proporția perfectă. Atunci mai bine mă duceam să mănânc cu un nou ochiu și eram fericit. Raviolul ăsta n-are ce să nu-ți placă la el. Așa se face și eu l-am mâncat și într-o parte și în alta și am grad de comparație și este perfect. Ouul trebuia să se spargă și să se contopească cu uleiul și cu trufa. Da, uleiul. Și așa s-a întâmplat la noi când am gustat. Da, în cazul aia nu s-a simțit. Eu îmi doresc să iau cât mai multe puncte, colegii să ia mai puține, doar că nu mi s-a părut corectă discuția și explicația care i-a dat-o lui Richard. Știind cum este acest raviolo original, deci raviolul Richard senzațional la gust. N-ai cum să spui că nu-ți place și că simți numai ou. Probabil farfuria asta în Italia, gustată la mama trufelor, are o altă portanță. Dar aici, din păcate, trufa aproape nu s-a simțit. Acest raviolo l-am mâncat exact la San Domenico, unde a fost, și am gustat și pe al lui. Eu vă spun ce am simțit eu. Al lui chiar mie mi s-a părut, cu tot respectul, un pic mai bun. Eu am vrut să-l pun la mine în restaurant și nu mi-a ieșit așa de bine cum a ieșit lui Richard. Încă o dată, ripet, tehnica era excepțională. Nu pare, dar nu e de la punct, de la comentariu dumneavoastră, nu de la punct. Ba nu da, de la punct. Comentariul meu îl spune încă o dată, în momentul în care am spart galbanușul, nu mai am înțeles nimic. Nici eu n-am mai înțeles nimic, în păcat, păcat. Îmi pare rău. Și mie îmi pare rău. Eu sunt căcutaș, asta este firea mea, iertați-mă. Nu e o chestie de gândire, e o chestie de respect. Eu am un respect prea mare pentru meseria asta, poate că am dedicat toată viața la ea, am un respect imens, mă enervez pentru o farfurie care nu e a mea, nu e a mea, farfuria nu este a mea, nu mă interesează, poate să nu mă intereseze nimica, dar o respect prea mult. Și asta e chestia care mă face să nebunesc. Patru era la Acquapazza. Corect? Așa amen, este. Amen, amen. Ah, Ștefan. Nu. Eu-s bucuros că am luat cealaltă. Pentru că asta înseamnă că 5 puncte și amuleta, ambele merg la Ștefan. Mulțumesc. A venit cam târziu tigaia asta, e adevărat, dar a venit. Un pic așa, am fost parcă și stânjenit să o iau după contrele între Richard și Antonio, așa. Parcă nici nu m-am bucurat. Te înțeleg perfect. Încă o dată. Îmi face plăcere că voi sunteți din Italia și ați crescut acolo și mâncați ravioli cu astice. Și eu mă agur să mă reîntorc în Italia și să mănânc mulți ravioli cu astice. Fac un tortellino. Pentru mine e bel Italia. Poate să fie umplut și cu, nu știu, furnici din Africa. Mai e tortello. Tradiția italiană se regăsește într-un raviol cu astice? Dacă nu tema era raviol, era bella Italia. Cu tot că nu este total tema bella Italia, l-am văzut o farfurie un pic mai bella Italia globală. Farfuria aia a fost genială. Este lumea care face mii de kilometri din Tokyo, din Australia, să o mănânce. Și el a făcut, cred că, 1300 de kilometri să o mănânce, că cred că s-a dus acolo, da, din este, România, să o mănânce. Este, într-adevăr, o farfurie genială și... E emblematică vedere, și a fost făcută în 1978. Și eu vreau să confirm că e o farfurie genială. Preparatul ăsta a apărut și în restaurant cu 3 stele Michelin. Adică, băi, nu ai cum să intri în această discuție. Eu am avut experiențe excepționale în restaurantele stele Michelin și am avut și experiențe în care n-am putut să mănânc nimic. Ai gustat de la Marchesi, să fac mai un exemplu, salata aia de fructe de mare că a dedicat la Pollack? Da, drip painting. Și te-a plăcut? Bă, e genială. Cui se mor eu?
Mă, s-au dus 3 stele în Italia, au schimbat bucătăria, fine dining în Italia au adus. Nu poți, sunt niște persoane care nu poți vorbești rău. Atunci hai să vorbim rău de toți și gata, nu? Dacă judicăm Marchezi, Bottura, judicăm cei mai buni bucătari de lume, îi jurizăm așa, mie chiar îmi vine frică, eu nu știu să mai fac nimic. Am un respect eu, așa de eu mare. Eu nu judic pentru... Bottura, deja Bottura suntem la alti livelli. Și Marchezi anumite chestii le facea super suntem ok. Suntem la alti livelli, dar Marchezi au făcut Bottura. Eu sunt o persoană extrem de concretă. Da. Asta e problema mea. Doamne de ajut. Și eu așa sunt cu toți. Că e Massimo Bottura, că e Marchesi, că e Giovanni, că e Francesco. Că e Orlando Zaharia. Că e Orlando Zaharia. Asta e, despre asta este vorba. Exact. Foarte, da, asta este înțeles. Tot. Îmi place de el și spun e foarte sincer, bătăios și pasionat, este colegul nostru. Ești exact cum era mie acum 30 de ani. Dar între timp am maturizat. Sper să maturizez și eu mai repede posibil. Am maturizat, atât. Mulțumim mult. Mulțumim din suflet. Ciao, la revedere. Mulțumesc. Până la urmă, tot este spre bine, pentru că ne contrazicem și asta semnează trăire, asta semnează viață. Și pentru mine trăire și viață este cel mai important. Am tot respectul pentru el, ca om, ca profesionist, dar chiar nu puteam să nu spun ideea mea, gândul meu despre farfuria asta și este important că oamenii acasă să înțeleagă mesajul ăsta care vreau să dau. Felicitări, Ștefan! Felicitări! Asta vreau să vă spun și eu, că nu trebuie să vă necăjiți foarte tare. Pentru că vin și gustă oameni cu tot felul de idei. Ăsta este jocul, asta este povestea, asta este competiția și nici nu trebuie să vă micșorați emoțiile sau să nu le arătați. Este normal să vă supărați, este normal să vă frustrați, este normal să vă necăjiți și este normal să țineți cu preparatul vostru până în pânzele albe. Logic. Pentru că facem această emisiune și această emisiune are succes tocmai pentru că bucătarii sunt orgolioși. Rău de asta tot. Asta îi definește. Nu avem cum să ne schimbăm. Da. Prin venele astea este sânge de bucătar. Nu trebuie să aveți deloc rețineri, pentru că aveți de ce să fiți orgolioși. A fost o întrecere grea pentru toți, nu doar pentru mine. Scorul este la limită. Eu am 2 amulete, restul au câte 3 amulete. Sunt super fericit, mi-am dorit foarte mult. S-am cel mai bun punctaj. Am 41 de puncte, urmat de către Alex cu 40 de puncte, Richard cu 38 de puncte, iar Ștefan cu 35 de puncte. Nu am echipă, dar sunt acolo. Păi avea și o echipă, stați liniștiți. Toți au dat maximum, era unul care nu trebuia să intre. Puteam să fiu eu, putea să fie Orlando, putea să fie El Vecchio. Asta nu înseamnă că cine e afară nu știe să facă meseria lui. Onora prezentează la maxim. Bă, ultima e bună și asta. Bravo, bravo, felicitări. Uite-o. Ștefan are 2 amulete și are un cuțit de aur. Să nu uităm nici acest aspect. Ștefan decide cui vrea să-i dea amuletele și cui vrea să-i dea cuțitul de aur. Începe jocul adevărat acum. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.